interesează ce cred doamnele, sunt libere să creadă ce vor. Nu dau explicații nimănui pentru că nu am de ce. Leo de la Strehaie și Dana Criminala par să se înțeleagă tare bine. După ce s-au împăcat, cei doi au dat o fugă la munte pentru a se bucura de vremea frumoasă. Se pare că Leo face tot posibilul să o impresioneze pe Dana Criminala și vrea să-i facă și un cadou în drum spre pârtie. Însă Dana Criminala nu prea a fost impresionată și chiar i-a spus lui Leo că ea nu prea ar vrea cadouri de la Jumbo pentru că ea nu este copil. Astăzi plecăm la munte, suntem deja pe drum. Nu eram așa hotărâți că vom merge la munte, dar a fost așa. Ne-am gândit că dacă toți suntem în vacanță, să tragem o fugă și pe aici. Vreau să-ți fac cadou ceva, să-ți fac ceva. Da? Care o să te bucure foarte mult. Doamne, Leo, cumperi de la geamă ceva? Vreau, de la da, vreau să-ți cumpăr ceva de la geamă. Păi eu sunt copil, Leo, să-mi cumpăr. Să vezi, eu sunt de bucur foarte mult. Dana ne-a spus că Leo este bine și a luat tratamentul, semn că acum are mare grijă de el. Totul pare să meargă foarte bine între Leo de la Strehaia și Dana Criminala. Însă fanii au observat unele lucruri în neregulă. Oamenii au comentat la imaginile postate și au sesizat că Leo pare că nu se simte foarte bine. Nu mai e Leo plin de viață de altă dată și mai mult decât atât, pare că stă forțat lângă Dana. Unii au mai spus că se vede că Leo este bolnav, iar Dana nu a procedat corect că l-a dus la munte pentru că se vede clar faptul că Leo de la Strehaia se simte rău. Alte comentarii au subliniat faptul că e bine că Dana îl ține ocupat pe Leo pentru că astfel va mai avea liniște și Anca de la Strehaia. Are aici tot ce trebuie, a făcut tratamentul de dimineață, se simte bine, este totul în regulă. Dar eu așa mă bucur și mi-exprim bucuria pentru că nu sunt o fire închisă. Soare. Da, Leo, ar fi chiar culmea cu să dau explicații pentru orice lucru care îl fac.